Viață, luptă, emoții, curaj, victorie. Vă aducem poveștile femeilor care au învins. Femeilor puternice. Femeilor care pot să vă motiveze. Povestim cu ea. E complicat. Pentru mine era complicat să intru în listă de așteptare. Undeva un an de zile eu nici nu acceptam ideea asta. Toți medici îmblau după mine și îmi ziceau că tu înțelegi ce tu faci, tu mori. Ceea ce este legat de transplant, da, în listă de așteptare mor foarte mulți pacienți. Asta e realitatea noastră, crudă. În total am avut 12 intervenții, timp de o lună. Înțeleg că și în trupul meu și în sufletul meu persoana asta este. Eu nici nu închipui ce durere a avut familia donatorului. Eu nu știu ce eu trebuie să fac pentru că am primit șansa asta. Adică eu trebuie să trăiesc nu numai pentru 2, pentru 3, pentru 10, eu trebuie să fac cât mai mult, asta e. Dacă am ajuns la așa ceva, e un miracol. Apar întrebări fel de, da, ai transplant de organe și nu te temi de Dumnezeu? Ok, bine, n-am. De ce trebuie să mă tem că numai cu ajutorul Dumnezeu asta și se face? Altfel eu nici nu pot să explic cum asta se face. Și aveți încredere în medici. Trebuie de găsit medic potrivit, cu care să ai comunicare bună, să ai încredere în medicul dat. Asta e cel mai important. Povestim cu ea. Prieteni, eu vă salut alături de o invitată cu totul și cu totul specială. Astăzi vreau să-i ascultați povestea și să știți că fiecare om are dreptul la viață și există de fiecare dată o șansă atunci când crezi. Iulia, salut! Bună ziua! Eu vreau să-ți mulțumesc în primul rând pentru că ai găsit astăzi timp pentru noi și să te felicit pentru că pe 12 mai tu ai făcut un an de la transplant. Da, îmi pare bine să vă întâlnesc aici, mulțumesc pentru invitație, da, 12 mai este, nu știu a care, a 5-a deja, ziua din naștere la mine, da, mi se pare că este una foarte importantă și da, mă bucur că am trecut drumul ăsta, un an care, da, a schimbat foarte mult în viața mea. Astăzi vreau să-ți povestim povestea și cumva cei poate care nu au ajuns până la etapa la care ești tu, să le dăm așa un pic de putere și aripi, știi, că asta totuși este o șansă când ceilalți ascultă poveștile și ele sunt reușite și te văd astăzi bine, zâmbitoare, așa, le dăm un pic de emoții pozitive. Vreau în primul rând să te prezinți un pic, să ne povestești ce ai făcut tu până la ziua când ai aflat diagnoza. Dacă sincer, diagnosticul la mine inițial care a fost pus în anul 2001, era foarte de mult. Eram studentă la facultate și recent am fost introdusă în colectiv la Institut de Microbiologie și Biotehnologie. Eram nouă, eram după facultate și într-un moment am înțeles că mă simt foarte prost. Dacă sincer, primele simptome probabil au apărut când eu eram la liceu. Aveam alergii severe, la care medici spuneau că e alergii, da, n-ai ce face, bei ceva medicamente contra alergii, atât. Alergii deveneau mai grave, aveam și vărsături și diferite situații foarte așa strani și grele și ciudate uneori. Și abia în 2001 am fost diagnosticată cu chist hepatic hepatic, echinococoză, care în Moldova, din păcate, avem focar. Chiar și sunt biotehnolog, sunt microbiolog, înțeleg perfect ce asta este. Orice om poate fi infectat, chiar cel care niciodată în viață n-a contactat cu oi, și asta, da, e posibil să se întâmple. Chist hepatic era la mine inficat, că poate fi localizat și în alte organe, la mine era inficat și nu pur și simplu pe suprafața organului, dar înăuntru.
Asta și era problema cea mai mare. Am fost operată, chist era parțial, era scos, că altfel nu era posibil de făcut. În 2002 am fost reoperată pentru că am avut proces inflamatoriu. Și în 2005, deja aici la Chișinău, medicii mi-au zis că noi nu putem face nimic. Ai nevoie încă de ceva, o intervenție care tehnic la noi nu este posibil de realizat. Ne-am dus la București, unde medici la spitalul clinic Fundeni mi-au acceptat în calitate de pacient, mi-au operat și atunci, deja în 2005, prima dată eu am auzit că am nevoie de transplant hepatic, dar nu acum, nu la moment. Ceva timp, da, eu pot să trăiesc așa cum este, pentru că superificatul sunt bune. Problema este în vasele sanguine a ficatului, până când sunt permeabile, până când e posibil de trăit, cel puțin 10 ani. Apoi medicina merge înainte, vom vedea ce va fi. Medicii de la București au spus despre transplant. Da. Chiar echipa de medici transplantologi, ei mi-au operat și ei asta mi-au zis. Și da, în 2015, exact peste 10 ani, am nimerit deja în secția de reanimare aici în Moldova. Am avut varicele esofagului care au făcut hemoragie masivă, am nimerit în reanimare și atunci, da, deja mi s-a spus că eu trebuie să fiu inclusă în lista de așteptare, că altă ieșire nu este. Tu ai spus că atunci când ai aflat, practic erai după studii. Da. Ce se întâmplă în sufletul unei fete tinere care află cumva o astfel de diagnoză? Fiind biolog, perfect înțelegeam ce este și înțelegeam că trebuie să fie operată cât mai urgent. Asta e unica salvare la moment. Dacă sincer, la momentul acela nimeni nu se gândea că am așa reacții posibil de spus adverse peste ceva timp. Normal că nimeni nici n-a planificat așa ceva. Cei 10 ani care au urmat după intervenția din 2001, cum au fost? Ai avut careva, nu știu, probleme întâlnite sau totuși a fost o perioadă așa mai liniștită până la izbucnirea asta din 2000? După 2005, după a treia operație care a avut loc la București, am avut 10 ani liniștite. Mă simțeam relativ bine, am fost implicat în diferite activități legate de serviciul meu, chiar și ca cercetător, am fost implicată în colaborarea cu Comisia Europeană. Permanent aveam deplasări peste hotare în diferite centre de cercetare sau la Comisia Europeană. Adică am avut viața foarte, foarte activă. Chiar și în 2015, când am nimerit în reanimare, am venit acasă din Bruxelles pe un scurt timp să prefac documente pentru a prelungi viza de reședință în Belgia. Și la momentul acela s-a întâmplat așa. Aici, probabil e super că așa s-a întâmplat, pentru că altfel eu nu știu. Credeam că la momentul acela precis eu credeam că nu ar fi posibil ceva, o altă soluție și probabil și acum, da, eu realizez că asta era foarte problematic în altă țară. Atunci când auzim cuvântul transplant, ne dăm seama cu toții că e vorba de o perioadă de niște etape mai dificile și e vorba de bani. Totuși, aceste proceduri sunt foarte costisitoare. Ce a urmat la tine? Care au fost etapele? Cum ai adunat tu sumele necesare și dacă le-ai adunat sau poate le-ai avut? Și ce îți spuneau medicii din Moldova? În Republica Moldova, la momentul acela, transplant deja era program de transplant de organe, era realizat foarte bine. Pentru toți cetățenii Republicii Moldova, transplantul de organe este acoperit de asigurarea noastră medicală. Adică pacientul nu cheltuie nimic. Normal că apar diferite probleme, spre exemplu, chiar la etapa de includere în listă de așteptare,
analizele care eu trebuiam să fac, care sunt o mulțime. O parte de teste n-au putut fi realizate la Spitalul Republican și am fost nevoită să fac la privat. Asta era scump și eu înțeleg că nu toți pacienți permit așa ceva. Îmi pare rău, dar asta este realitatea. Acum discutăm cu pacienți care mai sunt acum în listă de așteptare, care au intrat în listă mai târziu, am înțeles că slava Domnului se face acum fără probleme. Da. Medicii aici din Republica Moldova, echipa de transplant hepatic, care este una foarte bună, care este școlită foarte bine, care au colaborare frumoasă cu medici din multe țări și chiar colegi vin în ajutor, chiar aici vin în Chișinău să ajute lor în situații mai dificile. Din start, da, ei au încercat să găsească soluție. După ceva timp au zis că nu, tehnic nu e posibil de realizat la noi, din păcate. Normal că ne-am dus la medicii Salvatorii Medi din București, unde tot am primit așa verdict că, dragă, scuze, nu putem face nimic. M-au ajutat foarte mult cu diferite investigații, cu sfaturi, cu centre medicale peste hotare, cu căutarea medicilor. Mi-au ajutat foarte mult. Da, apoi tot ce este legat de transplant în caz dacă tu nu ești acceptat în țară, asta este pe umerii pacientului. Unde ai fost acceptată? Am fost acceptată după încercări, să înțelegeți că nu în centru, după încercări în Spania, Belgia, Italia, Franța, când tot era deja. În toate centrii mi-au spus că nu putem, n-am avut așa pacient, nici nu ne apucăm de așa ceva. Deci asta era cumva motivația refuzului, că nu am mai avut așa pacient, tehnic, da? Da, pentru că situația este una foarte complicată, una foarte dificilă, noi nu putem face și unicul centru care m-a acceptat era centrul de transplantologie în Belarus, în Minsk. Când mi-au scris că da, puteți să veniți pentru evaluare, mi se pare că peste o zi noi ne-am pornit. Cum a fost emoțiile tale când ai deschis și ai văzut? Facem bagajul și mergem. Imediat am făcut bagajul, am mers acolo, dar am fost acceptată acolo. A fost costisitor? În total, transplant hepatic în Belarus costă $132,000. Asta este $7,000, asta este consultanță și includere în listă de așteptare și $125,000 costul intervenției. După ce am fost acceptată acolo, am revenit acasă și medicii mi-au zis până când starea e bună, trebuie să așteptăm până se agravează. Cu cât mai mult tu trăiești cu organul tău, cu atât mai bine. Asta e evident. Și da, noi ne-am revenit acasă și peste un an jumate am început să mă simt mult mai prost și da, am sunat medicilor și am spus că nu e bine. Dar cum este cu lista asta de așteptare? Pentru că auzim foarte des despre ea, adică există totuși și un rând pe care ar trebui cumva să-l urmeze fiecare sau totuși există o compatibilitate, da, a organelor și atunci când se găsește persoana care este compatibilă cu tine, atunci ești chemată, adică care este procesul? Da, în primul rând se iei în vedere compatibilitatea organului de la donator care ei caut, adică nici nu medici caut, este un sistem electronic care după anumite parametri face decizie. Internațional? Nu, în fiecare țară asta e a lor și plus la asta este, dacă noi vorbim de internațional, există Eurotransplant, unde se face schimb între țări și da, acolo se face compatibilitate și cu pacienți în alte centre, în alte țări. În caz dacă
nimeni nu este compatibil în țară, ei propun pentru alte centri. Și da, acolo puțin altfel. Poate fi donator și cineva din familia ta? Ai ajuns cumva să la etapa asta sau donator poate fi o parte sau un rinic sau o parte de ficat, da, poate fi donat. În cazul meu aveam nevoie de ficat întreg. Că nu permanent e posibil așa ceva. Din păcate, dar asta este. Adică eu am primit grefă de la donator în moarte cerebrală. Când te-au sunat și ți-au zis că unde erai? Și ți-au zis că eram acasă. Să... Aici, în Moldova? Nu, eram acolo. Noi am, după ce mi-am simțit deja rău, am sunat medicilor. Eu am zis, gata, vii și stai până facem transplant. Noi am stat până transplant 14 luni, adică trăind în altă țară, la chirie, adică la gazdă, am închiriat un apartament, nu departe de spital, da, și stăteam acolo. Cine era lângă tine? Soțul era cu mine în toate spitalele, reanimările, absolut. În ziua când te-au telefonat? Asta era deja a șaptea oară, adică tu poți să fii telefonat, tu poți să vii, ești pregătit pentru intervenție și noaptea vine medic și zice, din păcate, nu este compatibil. Da, ziceai că se verifică compatibilitatea. Sau nu poate fi 100% compatibil. Spre exemplu... Deci pe ultima sută de metri ar mai putea? Pe ultima sută de metri tu poți să fii refuzat sau apare cineva care este în stare mai gravă. Și atunci, normal, că prioritatea merge pentru pacient mai grav. Adică dacă tu mai ai puteri, da, tu o să rămâi... Și tu ai fost de 7 ori? Da. 6? A 7-a oară am fost operată. Cele 6 ori cum ai trecut peste... Știi, primele 6 ori, permanent la mine era... Nu știu, eu mă simțeam că ceva nu e al meu. Și e foarte liniștită, ca să înțelegi, tu trebuie să stai permanent cu telefon deschis, în caz că probabil și noapte poți fi contactat, trebuie să ai valiză. Tu ai timp limitat ca să ajungi? Da, două ore, da, de obicei, dar noi am trăit nu departe de spital și adică era așa mai leger să ajungem chiar pe jos, era posibil chiar și în starea cea mai proastă a mea, era 20 de minute, noi ajungeam până la spital. Și da, mă sunau, eu înțelegeam că nu va merge, mergeam așa liniștit acolo, vorbeam cu medici, dădeam toate analizele. Noaptea vine medic, zice că scuze, nu, și atunci, dimineața la merg acasă. Ultimul apel am înțeles că va fi al meu. Când a fost apelul, îți mai aduce aminte? Da, asta era ziua 11 mai, m-am sunat, la mine era permanent ideea, pentru că la medicul meu, transplantolog, ziua de naștere e pe dată de 9 mai. Așa. Și la mine era ideea asta, nu, dar Doamne, numai nu pe nouă, păcate, da? Numai nu pe nouă. Eu vreau ca omul să stă liniștit acasă cu familia, da? Nu să stă cu mine în sala de operații. Și eu eram foarte liniștit, a trecut 9 mai și eu așa, fu, ce de bine, am trecut cu asta, cu brio și ca 11 mai mă sun că... Cum te simți? Pentru că de obicei sun și întreb dacă n-ai febră, dacă nu ești răcit cumva, că dacă ești răcit nu ești acceptat, evident. Și mi-a întrebat, a spus că da, bine, hai vino, încercăm, mai încercăm. Bine, am venit și așa a rămas și nu spuneam nimeni când eram și primele 6 ori când eram chemată, pentru că mai de obicei... Mai spus la nimeni în familie, da? Da, pentru că de obicei ești chemat și asta durează foarte lung și intervenția de obicei este planificată pentru dimineața undeva la 7. Și deja când medicii mi-au spus că gata, va fi intervenția, atunci am sunat și am spus că la 7 sunt în sală. Asta este. Dar era vesel, chiar din salon
cu fetele asistente. Noi ne-am râs așa de tare că eu abia n-am căzut de pe căruciorul cu care ei mi-aduceam. Nu, era vesel. Mult pozitiv. Da, era pozitiv, nu știu, aveam încredere în medici. Aveam încredere permanent și aici în Moldova și în România și acolo. Asta e la mine, nu știu. Povestim cu ea. În dimineața, de fapt, când ai fost programată la transplant, cu ce gând te-ai trezit? Sau dacă ai reușit să adormi în acea noapte? Am adormit foarte bine și am fost trezită de asistentă că cum tu dormi? Eu trebuie peste 15 minute să-ți aduc în sala de operație. Cum tu dormi? Scoală, repede, duș, urgent! Eu am zis, da, nu mai sunt mami și plec. Și tot așa, cum așa? Pacienții nu dorm. Nu știu, am dormit foarte bine, eram bucuroasă că au venit undeva la 4, probabil la 3 sau la 4 și mi-au zis că da, va fi intervenție. Eu eram foarte fericită că slava Domnului și am adormit așa foarte, foarte liniștită. Care a fost gândul tău când ai rămas singură în odaie înainte de intervenție? Păi n-am rămas singură nicicum. Acolo așa. Sunt o mulțime de oameni, când tu vii, acolo sunt o mulțime de asistente. Acolo sunt medici reanimatologi și anesteziști. Acolo este o echipă enormă. Când tu intri în sală, cel puțin 10 persoane deja sunt cu tine. Nu, ziceam de momentul în salon încă, înainte de a pleca în sală de operație. Care erau gândurile tale? Nu știu, eu am adormit și apoi ne-am trezit de asta, că e urgent, urgent, urgent și nu mă gândeam la nimic. Nu te gândeai că poate nu o să meargă ceva bine, poate nu o să revii în salon, poate, nu știu. Unica, deja când am fost în sala de operație, vorbisem cu medici, am spus că în caz dacă ceva nu merge bine și e posibil de făcut prelevare de organe de la mine și de transplantat cuiva și dacă ei accept, adică centru acceptă de la străini, că eu dau acceptul meu. Asta era. La ce medicul mi-a zis că tu nu mai las, te gândești acum? Pentru mine asta era foarte important. Adică eu înțelegeam toate riscurile foarte bine. Că noi cu medici am discutat intervenția, cum va fi, ce va fi. Noi am discutat toate riscurile absolut și eu înțelegeam la ce noi mergem. Cât timp a durat operația? De la 7 dimineața până la 11 seara. Când ți-ai revenit? E greu de spus. Eu presupun că am revenit dimineața. N-am întrebat pe medici, dar presupun de ce dimineața, pentru că au venit medici la... Ei vin așa toată echipa la control fiecare zi și am auzit vocile lor. Țin minte că mi-au întrebat ceva, eu ceva răspundeam, da, atunci eu ceva, parcă eu revenisem. Apoi mi-a venit medicul meu și a zis că noi mai avem nevoie de o intervenție, după masa să fiu luată încă o dată. Am fost luată încă o dată și în total, încă de 10 ori, în total am avut 12 intervenții, timp de o lună. Asta este, da. Era așa cumva programat sau ceva nu mergea bine? Ceva nu mergea bine, ceva mai apăreau complicații cu care, da, ei trebuiau să rezolv cumva situația dată. După a 12-a intervenție? După a 12 și până la 12 eu deja eram în stare mult mai bună, eu înțelegeam ce se întâmplă, da, eu înțelegeam că eu merg în sala de operații. Apoi încă s-a întâmplat așa situație că în timpul intervenției s-a observat că la mine este o tumoare autoimună la un dinic care nu era văzut nici la o investigație, nici într-o țară. Și
era făcută nefrectomie, adică rinichiul era scos drept și normal al doilea rinichiul stâng n-a funcționat ceva timp. Am avut și sesiuni de dializă, adică o zi era intervenție, o zi era sesiune de dializă. Și chiar, da, eu înțelegeam că totul va lucra bine, ceva timp noi avem pentru recuperare. Recuperarea, da, a fost una foarte grea. Cât timp cam? O lună eu am stat în reanimare, mai mult, 5 săptămâni, și apoi am fost transferat în salon, unde tot am stat o lună. Cam când ai revenit acasă? Acasă noi am revenit la începutul lunii august. Asta e aproape 3 luni. Că după externare din spital, e bine să mai stai acolo vreo lună, să vii la control, să dai analizele, să dai analizele acolo pe loc. Atunci când ai ajuns pe pământul tău, care au fost emoțiile? Era tare straniu, pentru că, mă rog, noi am plecat în martie 2020 și am revenit acasă august 2021. Era straniu, da. Dar când am ajuns acasă, am realizat că e ok, e normal, nu s-a schimbat nimic, viața merge. Ce ai făcut prima când ai venit acasă? I-am adormit, că asta era noapte. Avion era noapte și pur și simplu nu i-am adormit, că eram foarte, foarte, foarte epuizați. Nu era o rută directă. Mama ta este aici în Moldova? Da. Cum a trecut ea peste această perioadă? Eu înțeleg cât de greu a fost. Mi se pare că e greu că când cu cineva din apropiații tăi, în special când cu oameni foarte apropiați, ceva se întâmplă și tu nu poți să faci nimic. În special dacă tu nu poți face nimic pentru copilul tău, da? Asta e. Eu înțeleg cât de complicat a fost. Eu mi se pare că și acum sunt consecințele, eu văd cât de, da, sunt de reglări și cu tensiunea și cu, și asta eu înțeleg, că asta e un stres de foarte mult timp, da, e complicat. O vedeai des plângând? Nu, niciodată. Nu dau voie la nimeni să plângă, nu plâng singură și nu dau voie categoric, adică lacrimi numai pentru bucurii, restul nu. Dar tu când erai singură? Nu, niciodată. Probabil eu plângeam, știi, la mine așa, eu am plâns când realizam că nu putem reuși cu bani. Asta îmi era. Dar cum ai reușit? Cu ajutorul familiei, prietenilor, nu știu, cu... Nu a fost o platformă de colectare pentru cazul tău? Nu. Adică ai reușit totuși cumva prin mai apropiați, da? Să... Pentru că totuși platforma, orice platformă de colectare a fondurilor e bine pentru copii, da. E mai sensibil și e normal, absolut normal. Pentru maturi e chiar cam complicat. Am încercat să fac tot ce e posibil în Moldova și cu Ministerul Sănătății, explicând că, într-adevăr, orice pacient trebuie fi asigurat cumva, chiar dacă are nevoie de tratament peste hotare. N-am reușit și până ziua de azi. Cred că noi trebuie să mergem mai departe și să rezolvăm situația, anume pentru cei care au nevoie de așa ceva, de investigații sau tratamente foarte costisitoare peste hotare și fizic n-au de unde să... Tu crezi că există foarte multă lume în Moldova care, anume din cauza că nu colectează, pentru că nu reușesc să colecteze sumele necesare, cumva rămâne pe loc și se întâmplă ceva mai urât sau nu reușesc la timp să-și facă intervenții? Ceea ce este legat de transplant, da, în listă de așteptare mor foarte mulți pacienți. Asta e realitatea noastră crudă. Transplant nu se face acum. Nu știu din ce cauză. Discutând cu pacienți, nu sunt persoană foarte comodă pentru Ministerul Sănătății, pentru că uneori pun întrebări la care ei nici nu vor să răspundă, dar trebuie, pentru că asta e munca lor. Și permanent sunt de părere că
medic trebuie să fie lângă pacient, ministerul trebuie să fie lângă pacient. La noi, din păcate, sunt baricade. Da? Pacient este și ministerul cu medici sunt chiar contra pacienților. Îmi pare straniu, dar asta e. Discutând cu pacienți, văd foarte multe probleme care trebuie să rezolvăm. Chiar listele acum de așteptare la noi în țară sunt mari? Da. Este multă lume, da, care așteaptă. Și chiar din punct de vedere elementar statistic, când în listă de așteptare sunt 70 de persoane, dar anual se fac 2-3 transplanturi, asta e normal că mortalitatea va fi peste 50%, asta e evident. Și normal pacienți caut posibilitatea să fie transplantați în Italia, în România, în Franța. Acum chiar recent, o lună în urmă, o doamnă este transplantată în Italia, am discutat cu dumneavoastră, ea a fost în curs în listă, mi se pare că undeva într-un timp cu mine. Și da, oamenii caut posibilitatea. Vreau să vorbim un pic despre persoana de la care tu ai primit cumva organul. Ai avut posibilitatea să cunoști ceva? Pentru că de fapt știm că informațiile sunt confidențiale și nu se prea spune, nu se prea permite. Informații sunt confidențiale, unii pacienți încerc să aflu numai decât ceva, da, și reușesc măcar, spre exemplu, vârsta, ce sex a fost. Tu știi ceva? Donator. Nu știu nimic, n-am întrebat nimic. Nu te-ai simțit pregătită să afli sau nu ai vrut? Nici sau nu sunt pregătită și nici n-a să fiu pregătită. De ce? E complicat. Pentru mine era complicat să intru în listă de așteptare. Undeva un an de zile eu nici nu acceptam ideea asta. Toți medici îmi luau după mine și îmi ziceau că tu înțelegi ce tu faci, tu mori. De ce nu acceptai? Pentru că la mine în cap era ideea asta că cineva moare, că eu să fiu în viață. Medicii permanent îmi explicau că nu, persoana deja este diagnosticată cu moarte cerebrală, ea nu poate fi salvată nicicum. Nu realizez prin refuzul tău, tu nu faci nimic. Bun, mori și tu, fizic. Așa măcar tu o să fii salvată, da, persoana ce a decedat. Asta a durat undeva un an, după care, da, am spus că eu, da, ok, bine, fac tot ce trebuie să fiu inclus în lista. E te complicat. Te gândești des la persoană sau totuși nu ai așa gânduri, nu prea? Știi, nu gânduri, dar în rugăciuni, da, persoana asta este permanent la mine și înțeleg că și în trupul meu și în sufletul meu persoana asta este. Eu nici nu închipui ce durere a avut familia donatorului și eu înțeleg una că da, în Belarus, spre exemplu, este sunt câteva scheme de transplant în diferite țări și în Belarus este prezumția de acord. Adică dacă toți care mor de la ceva accidente și este diagnosticată moarte cerebrală, automat omul devine donator. Numai în caz dacă nu a semnat ceva refuz. Da. Sunt în Belarus, după cum eu cunosc, sunt undeva 2000 de persoane care au semnat refuz, restul sunt donatori potențial. Poate familia persoanei din contra se simte cumva că a dat o șansă la viață cuiva. Dar se discută cu fiecare familie, se discută și familii dau accept. Asta eu sunt sigură că discutând cu medici eu știu 100% că așa se întâmplă. Se discută cu fiecare familie în mod obligatoriu. Și eu înțeleg că oamenii ăștia au acceptat ideea asta că cineva foarte apropiat, da, va fi donator. Și sunt mulțumită, sunt, mi se pare că oamenii ăștia sunt ingeri. Tu dacă ai putea să le transmiți un mesaj familiei, acelei persoane, ce le-ai spune?
În primul rând, mulțumesc enorm pentru generozitatea, pentru bunătatea, pentru că au așa creier limpet, că se gândesc la cineva când au așa o durere în suflet. Eu sunt sigură că oamenii ăștia, nu știu, ei numai decât trebuie să aibă o viață foarte frumoasă, altfel nu e posibil. Și normal, eu nu știu ce eu trebuie să fac pentru că am primit șansa asta. Adică eu trebuie să trăiesc nu numai pentru 2, pentru 3, pentru 10, eu trebuie să fac cât mai mult, asta e. Dacă am ajuns la așa ceva, e un miracol. Vreau să te întreb despre soțul tău. El a fost lângă tine pe toată perioada asta. Cum l-ai văzut tu? Pentru că bărbații sunt mai sensibili la spitale și la aceste dureri decât noi, da? Am văzut și văd o persoană foarte grijulie, o persoană care mă înțelege perfect, o persoană care poate trece cu mine prin dureri, prin probleme, care poate discuta cu medici, care este lăsat de medici să intre în secția de reanimare și să stea cu mine, că nu la toți dau voie să intre în reanimare. Asta vreau să zic, că nu prea ai permis. A fost acceptat și asta, da, chiar cu halat alb și cu toate necesare pentru reanimare. Că nu știu, eu zic că ești un super hero pentru mine, asta chiar ceva. Și peste tot sunteți împreună. Da, absolut. Și am văzut așa istorii și acolo la spital. Am făcut cunoștință cu foarte mulți pacienți și am văzut, am văzut așa soți care veneau și da, aveau grijă de soții, asta era atât de frumos. Nu știu. E merită să vezi, chiar probabil și de trecut prin așa ceva, e merită să vezi persoane în așa situație. Tu îți dai seama că omul chiar e a tău. Da, chiar așa e și este. Deci eu am mai discutat cu unele persoane care au zis că soții au și-au întors spatele în așa momente, știi? Adică există și ei. Mai puțini sunt dintre cei care intră și stau în reanimare în halatul alb și mai mulți din cei care fug. Sunt diferite situații. Da, normal. Voi nu aveți copii, nu. Dar tu ziceai că aveți niște gânduri acolo. Ne gândim. Sau adoptăm, probabil asta va fi cea mai bună variantă, da, pentru că riscuri sunt destul de mari. Probabil asta. Dar tot e o problemă în Moldova. Așa. Să adopți copii în caz dacă tu ai așa probleme cu sănătatea. Așa. După părerea mea, eu sunt perfect sănătoasă, da? Eu în trecut muncesc, fac tot ce pot. Bine, tu dacă muncești, îi poți asigura copilului normal cele necesare. Atunci care ar fi problema? Mai ales că am handicap. Am handicap, ceea ce nu este normal. Și atunci n-ai drept la adoptarea copilului. Bine, dar soțul? Păi suntem adică împreună, ambii trebuie să fie. Asta este legislația la noi. Adică peste hotare nu ați încercat să vă interesați? Nu e complicat, pentru cetățeni străini e complicat. Dar eu cred că se rezolvă. Vom vedea. Tu cum simți atitudinea medicilor și a oamenilor în general aici, la noi? Și iată peste hotare unde ai făcut transplantul, este totuși o diferență de mentalitate sau nu? Au moldovenii de lucrat la acest capitol? Au și multe, pentru că apar întrebări fel de, da, ai transplant de organe și nu te temi de Dumnezeu? Ok, bine, n-am. De ce trebuie să mă tem, că numai cu ajutorul Dumnezeu asta și se face, altfel eu nici nu pot să explic cum asta se face. La noi o rată de acceptare, de prelevare de organe, adică dacă o persoană este diagnosticată cu moarte cerebrală, rata la noi de acceptare este destul de mare, adică din partea familiei, ceea ce e bine.
Dar eu cred că trebuie discutat chiar și cu adolescenți în privința asta. Nu pentru că ia că cineva va fi cum la noi, nu știu, povești că cineva a fost luat ca, nu știu, la spital și pe noapte s-a făcut ceva prelevare de organe. Nu trebuie să fie așa ceva. Oamenii trebuie să înțeleagă cât de complicată este procedura dată, câte persoane sunt implicate în proces, asta practic imposibil de făcut așa ceva. Și da, teama asta trebuie să dispare numai decât. Asta trebuie să fie ceva normal, absolut. Și la noi problema e și cu atitudinea pacienților față de transplant. Pentru că după ce tu ai făcut transplant, tu ești invalidizat, tu ai grup de invaliditate, ceea ce eu n-am făcut până în ziua de azi. Și nu, tu ești transplantat pentru să trăiești mai departe. Nu trebuie să stai acasă și să spui cât de bolnav tu ești, nu, trebuie să ieși, asta e, și cu asta trebuie de muncit foarte mult. Iulia la 45 de ani, 22 cu soțul alături, un an de la transplant. Ce faci tu astăzi? Și cum te simți tu după etapa asta așa, dificilă și îndelungată, pentru că sunt ani buni? Acum am revenit cu lucru fizic și în laboratorul meu, de unde și s-a început cariera mea ca cercetător. Sunt implicat din nou în proiecte internaționale din partea Comisiei Europene. Sunt reprezentant oficial a Republicii Moldova în comitete de program la diferite proiecte de cercetare. Așa că am revenit normal la munca mea. Mă bucur că am puteri și am așa posibilități. Și sper că și pe viitor, da, o să rămân tot așa activă. Și pozitivă. Și pozitivă, da. Eu vreau să te întreb pe final dacă ai un mesaj pentru cei care poate acum au așa diagnoză, poate au aflat recent, da, poate au pe cineva în familie cu astfel de diagnoză. Tu deja trecută cumva peste toate etapele astea. Ce este cel mai important și ce este bine de știut în momentele astea grele, când cauți bani, când poate cineva îți întoarce spatele, chiar și din cei apropiați, nu știu, când ești la spital în patru pereți și nu știi ce se întâmplă. Foarte multă lume cu care eu discut și au făcut transplant nu știau ce este asta până în acel moment. Bine că tu ai știut și cumva ai fost pregătită și ai avut o discuție cu medicii mai minuțioasă și ai înțeles ce îți spun ei. Dar lumea la noi nu prea cunoaște. Ce ai vrea să le spun? Vreau să spun că acum toate intervențiile de transplant sunt o rutină. De obicei, da, sunt cazuri ieșite din comun care sunt, slava Domnului, foarte rare. Nu trebuie să fie teamă. Încă o dată, ceea ce nu este la noi și în mintea noastră, că cel puțin o dată în 2 ani trebuie dus de la medic de familie și de trecut investigațiile și analizele, pentru că chiar și la analizele generale, analizele biochimice a sângelui e posibil de văzut ceva probleme care apar la ficat sau la rinichi. Și, în primul rând, e posibil de tratat, pentru că ciroza hepatică la primele etape se tratează destul de bine. Asta trebuie de știut și chiar dacă v-ați adresat mai târziu, da, e posibil să faceți tot ceva, numai decât trebuie să vă adresați și la agenție de transplant, da, să discutați și acolo cu medici și să ascultați medici. Nu trebuie de căutat variante, ceva metode populare de tratament. Nu există așa ceva, din păcate, în afară de medicină care este, ea este. Restul, pierderea de timp și de resurse financiare. Și aveți încredere în medici. Trebuie de găsit medic potrivit, cu care să ai comunicare bună, să ai încredere în medicul dat. Asta e cel mai important. Și
acasă, dar să înțelegeți că procesul este unul lung, unul anevoios, dar se rezolvă. Și să rămână la fel de pozitiv ca tine, pentru că eu am impresia că cu acest pozitivism treci mai ușor peste momentele astea dificile. De obicei și medici transplantologi sunt foarte pozitivi și foarte cu umor. Adică e simplu cu noi. Iulia, eu îți mulțumesc că astăzi am avut așa o discuție de sinceră. Vreau să-mi promit că facem o altă emisiune când faci 5 ani de la transplant. Okay. Știi? Că atunci o să postim și mai mult și o să ne zici cum viața ta în genere s-a schimbat radical. Aș vrea să reușești până atunci să mai faci, să mai adăugați un membru în familia voastră și să savurați. Și nu. Așa, și nu. Deci vezi, tu ești încă mai pozitiv. Eu m-am gândit la unul, dar tu zici, nu. Așa. Multă sănătate ție. Și eu sunt sigură că tu o să fii bine atât timp cât ai un astfel de soț alături. Mulțumesc. Prieteni, eu vă mulțumesc și vreau să vă îndemn, indiferent de situația pe care o aveți în familie, să rămâneți mereu alături de persoana dragă. Povestim cu ea. Mulțumim partenerilor Bonjour Cafe, locul unde servim băuturi pentru toate gusturile, produse de patiserie și savurăm vibrații de note muzicale în cea mai plăcută ambianță pariziană.